Dar Domnul nostru Iisus Hristos, pentru îndurarea și dragostea sa cea mare, care ne-a dăruit-o și în ziua de astăzi, că iată-ne din nou cu toți adunați în jurul cuvântului său și la picioarele sale, ne sperim și aducem mulțumiri și laude, pentru că ne-a dăruit viață, sănătate și putere și iată, într-o dată putem să-L preamărim, să-L glorificăm pentru tot ce a făcut pentru noi. Pentru că Domnul este Cel care ne ocrotește, ne binecuvintează și de la El ne vin toate lucrurile, cele de pe pământ și cele din ceruri, toate de la El le primim și de aceea mulțumim Domnului. M-am gândit ca să citesc câteva versete din Psalmul 116 și după aceea din Psalmul 66 și voi începe citirea de la Psalmul 116 până la versetul 4 și după aceea vom trece la 66, la versetul 16. Și spune cuvântul Domnului aici așa, sub inspirația Duhului Sfânt, sub scrierea robului său David. Iubesc pe Domnul căci El aude glasul meu și cerele mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea voi chema toată viața mea. Mă înfășurase legăturile morții și mă apucase sudorile mormântului. Eram pradă necazurilor și durerile, dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Și versetul 8, Tu m-ai izbăvit sufletul de la moarte și ochii din lacrimi și picioarele din cădere și trecem la 66 cu 16. Veniți de ascultați toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și voi istorisi ce a făcut El sufletul meu. Am strigat către El cu gura mea și îndată lauda a fost pe limba mea. Dacă aș fi cugetat lucrurile nelegiuite în inima mea, nu mi-ar fi ascultat Domnul. Dar Dumnezeu m-a ascultat și a luat aminte la glasul rugăciunilor mele. Binecuvântat să fie Dumnezeu care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea sa. Slăvit să fie numele Domnului. Haideți să ocupăm locurile așa după cum am stabilit în dreapta biserică, să trecem puțin peste cuvântul Domnului, să încercăm să strângem în inimile noastre și Duhul Sfânt care a inspirat pe robul său David să ne inspireze pe noi, să ne calozească și atunci când ne vom pleca pe genunchi înaintea Domnului să-i mulțumim așa cum Domnul ar dori ca să-i mulțumim. Și zice robul Dumnezeu David în felul următor, iubesc pe Domnul căci El aude glasul meu și cerele mele. Cu toți știm că seara aceasta este o seară de rugăciune și cu toți am dorit ca Dumnezeu să audă glasul rugăciunilor noastre și Domnul să ne binecuvinteze și o va face. Pentru că mulți dintre noi, din frații care știm altă dată și am chemat, au spus că-s bolnav și nu poți să vină la biserică. Dar nouă ni s-a acordat acest privilegiu în seara aceasta și puteam să stăm în prezența lui Dumnezeu și să-i mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu va asculta cererile noastre, că Dumnezeu ne va binecuvânta și așa puțin cum suntem. Ne vom bucura, pentru că acolo unde se prezintă Dumnezeu, acolo este bucurie. Acolo este slobozenie și binecuvântarea Domnului este revărsată peste toți cei ce stau în prezența Domnului. Și zice, da, El s-a plecat urechea spre mine, de aceea El m-a chemat toată viața mea. Mă fășurase legăturile morții și mă apucase sudorii mormântului. Eram pradă durere și necazului. Vedeți, prin ce suferință trecea omul acesta? Dar el zice că Dumnezeu și-a plecat urechea spre el și a ascultat rugăciunea și l-a eliberat, l-a scos de acolo. Și i-a dat binecuvântarea cu viață, cu sănătate mai departe și nu l-a lăsat ca să coboare în țărâna pământului. Și așa și pentru noi Dumnezeu în seara aceasta va asculta rugăciunile noastre și ne va da binecuvântarea sa. Și noi vom mulțumi pentru aceasta și vom preamări pe Domnul, pentru că merită să fie lăudat și glorificat și preamărit, că și nu este nimeni ca Dumnezeul nostru. Și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Și Domnul care este milostiv și drept i-a mântuit sufletul și i-a dat binecuvântarea. Și de aceea zice că Dumnezeu i-a izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de la cădere. Deci, în această despirare, în această desnădejde care era în inima lui, Dumnezeu prin Duhul Sfânt a venit și l-a încurajat, l-a ridicat și a pus în inimă noi dorințe și noi nezuință de apropiere de Dumnezeu și credință că Dumnezeu nu-l părăsește. Și nu numai atât, zice mai departe cuvântul Domnului, tot de robul lui Dumnezeu David, în Psalmul 66, căci Domnul i-a ascultat rugăciunea și că
El vorbește și pentru noi astăzi. Veniți și ascultați ce spune robul Dumnezeu, da? Veniți și ascultați toți cei ce vă temeți de Domnul. Și voi, istorie, știți ce a făcut Domnul sufletul meu? Veniți și ascultați tot ce a făcut Dumnezeu pentru el. Și haideți să seara aceasta să ascultăm și noi ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi și să-i spunem lui Dumnezeu și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ascultat rugăciunile, pentru că ne-a dăruit viață, ne-a dăruit sănătate, ne-a dăruit putere și ne-a dat eliberare de orice duh de boală și de orice lucru care este în lumea aceasta. Pentru unii mai mult, pentru alții mai puțin, dar să slujim Domnului cu credință și să nu ne dăm bătuți, așa cum a spus Domnul Iisus Hristos. Că veniți și luați crucea în fiecare zi. Că dacă nu știa cineva crucea în fiecare zi și să vină după mine, nu este vrednic să fii ucenicul meu. Nu este vorba de o cruce de lemn sau o cruce oricare făcută de cineva. Este vorba de patimă, de suferință, de necazuri care este în lumea aceasta. Despre ce ne vorbea? Despre acea cruce vorbea Domnul Iisus Hristos și ne învață pe noi ca să trecem biruitor prin ele, purtând necazurile și problemele, ca prin ele să creștem până la starea și statura pe care Dumnezeu vrea să ne-o dăie. Că Dumnezeu ce face în viața noastră, caută să biruiască un caracter creștin și pune inimile noastre în nădejde, credință, încredere în Dumnezeu ca să avem. Că atunci când strigăm la El să ne vină în ajutor și câteodată poate că nu ne vine în ajutor. Și atunci să nu disperăm, pentru că este promisiunea sa care zice că n-am să vă las, n-am să vă părăsesc cu niciun chip și că El nu îngăduie mai mult decât noi putem duce. Chiar dacă trecem prin suferință, prin necazuri, prin probleme, prin lipsuri, Dumnezeu le cunoaște. Dumnezeu le știe pe toate. Și la vremea hotărâtă intervine și ne ajută și ne ridică de acolo. Și așa că ne bucurăm de mult când Dumnezeu vedem că ne-a ascultat rugăciunea. Ziceam, strigat către El cu gura mea și îndată laud a fost pe limba mea. Au zis, o strigat către Dumnezeu când era în suferință, când era în necaz, când avea probleme. Și l-a lăudat pe Dumnezeu cu limba Lui, după cum spune aici. Și știți că, spuneam astăzi și chiar la soția mea și aia, că zic, știi ce? Nu știu de ce, dar tot mereu îmi vine să cânt anumite cântări și cânt. Și tot vine o alta și după aia cânt alta și pe unde mă duc și fac și când vin acasă tot vin cântând și când plec tot cântând și am zis, cum se potrivește cu cântarea poetului celuia? Că dacă aș avea eu limbă o mie și buze se cuvânt, pe tonuri mie o armonie, n-ar fi destul spre slava celui drept, purul și sfânt. De ce? Pentru că simt mântuirea pe care mi-a dat-o Dumnezeu și știu că acum sunt mai aproape ca oricând de Domnul. Și spuneam la soție când m-am așezat să mă odinesc puțin la mează, să știi ce, acum sunt mai aproape ca oricând să mă duc acasă. Și mă bucur de lucrul acesta. Nu știu cât și până când Domnul mă va gândui să fiu aici, dar când Domnul zice să vin la El acasă, mă duc cu bucurie pentru că știu că și El m-a iubit și mă iubește și m-a ocrotit și m-a păzit până aici ca să pot să-i slujesc cu toată inima. Și spun ca și robul lui Dumnezeu David și ca și Iacob, cum zice că Iacob înainte de a pleca la Dumnezeu, a chemat pe toți copiii la el și i-a binecuvântat pe fiecare parte și pentru fiecare din copiii lui a avut o binecuvântare. Puteți să citiți aceasta în Vechiul Testament și o să vedeți cât de frumos i-a binecuvântat pe fiecare, cu excepție de Ruben. Pe Ruben nu l-a binecuvântat și nu vreau să spun de ce, pentru că poate că mulți din dumneavoastră știți de ce nu l-a binecuvântat pe Ruben. A fost întâiul lui născut și datorită faptului că nu l-a binecuvântat, n-a fost binecuvântat și locul lui a luat altcineva. Nu? Nu l-a luat ea cu locul lui, nu l-a luat Ruben. Sau îl mulțumim lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat și Dumnezeu este cu noi în fiecare zi. Și spune mai departe aici, dacă aș fi cugetat locuri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Dumnezeu. Atunci când inima noastră nu este curată și plină de lucruri nelegiuite și plină de lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu, ne mirăm că Dumnezeu de ce nu ne ascultă.
dar nu ne ascultă pentru că nu suntem după Cuvântul lui Dumnezeu. Și știu că în Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu n-ascultă rugăciunea celor păcătoși. Dumnezeu ascultă rugăciunea celor neprihăniți și celor care îi slujesc Domnului cu credincioșie. Și suntem invitați în seara aceasta să preamărim și să glorificăm de Dumnezeu din toată inima noastră și cu toată puterea noastră, pentru că și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun și iată că suntem cu toți în casa Domnului și îi mulțumim pentru lucrul acesta. Dar Dumnezeu, zice, m-a ascultat și a luat aminte la glasul rugăciunilor mele. Dumnezeul tău și Dumnezeul meu te ascultă și pe tine seara aceasta și ia aminte la rugăciunile pe care vei înălța în seara aceasta către Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne-a iubit și ne iubește cu o dragoste veșnică și după cum spune și în Psalmul 103, că nu ne face după toate fărdelegele noastre, ci ne iartă toate fărdelegele noastre și ne vindecă toate boalele noastre. Dumnezeul nostru așa este de bun că ne poate da vindecare și prin cuvântul Său, chiar dacă nu prea avem credință. Citiți Psalmul 103 cu versetul 4 și vedeți că așa spune acolo robul lui Dumnezeu David, că El ne iartă toate fărdelegele noastre și ne vindecă toate boalele noastre și mai departe zice cum se îndură un tată de copilul său, așa se îndură și Dumnezeu de noi, pentru că știm că suntem niște ființe pământești și putem greși în multe feluri. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru așa mare bunătate, pentru așa mare milă, pentru călăuzirea care Dumnezeu are față de noi în fiecare zi. Deci vedem de multe ori că mâna lui Dumnezeu ne călăuzește prin lumea aceasta și atunci când nu știam ce se va întâmpla, poate că putea să întâmple un accident sau o altă nenorocire, nu m-am văzut când a venit izbăvirea de undeva. Și aceea nu a fost altceva decât intervenția dumnezeiască a Dumnezeului nostru care este atât de milostiv și îndurător. De aceea, zice robul Dumnezeu David, voi binecuvânta pe Dumnezeu care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Sa. De aceea avem și noi în seara aceasta posibilitatea să binecuvântăm pe Dumnezeu nostru că nu ne-a lepădat rugăciunea care o înălțau către El și nu și-a îndepărtat bunătatea Sa față de noi. Poate că noi, într-un fel sau altul, ne-am depărtat de Dumnezeu în zilele care a trecut de când am fost ultima dată aici în casa Domnului. Dar Dumnezeu nu și-a îndepărtat bunătatea Lui față de tine. Bunătatea lui Dumnezeu a rămas neschimbată, slăvit să fie numele Lui și aș dori ca tu să te încrezi în bunătatea lui Dumnezeu, să iubești pe Dumnezeu, să-i mulțumești lui Dumnezeu, să-L lauzi și să-L glorifici din toată inima, pentru că știi că El te-a făcut să fii copilul Lui. Nu este un lucru pe care noi l-am meritat sau că noi l-am fi putut câștiga, ci datorită dragostei lui Dumnezeu nespusă de mari și bunătății sale, iată-ne din nou adunați în jurul cuvântului Său și de aceea ne vom pleca pe genunchi și seara aceasta și vom mulțumi Domnului pentru tot ce a făcut pentru noi și vom ruga ca prin prezența Duhului Sfânt să fie în mijlocul nostru, să ne vorbească prin cuvântul Său, să ne vorbească prin cântare, să ne vorbească inimilor noastre prin Duhul Său cel Sfânt și să facă ca prezența lui Dumnezeu să fie simțită în mijlocul nostru și noi ne vom bucura de aceasta. Slăvit să fie Cerescul nume, pentru că El o va face. Ne plecăm cu toți pe genunchi și mulțumim Domnului. Amin.